să afle întreaga lume despre noi. Asta exclamează locuitorii din nordul țării atunci când vorbesc despre summitul Comunității Politice Europene, care va avea loc pe 1 iunie 2023 în Republica Moldova. Oamenii spun că sunt mândri că țara noastră va găzdui atâția oficiali. Ei speră că evenimentul ne va apropia și mai mult de integrarea în Uniunea Europeană. Mă mândresc cu președinta țării, mă mândresc cu poporul moldovenesc, care e deștept și care înțelege că unica cale a poporului moldovenesc este numai Uniunea Europeană. Trebuie să ne mândrim. Înseamnă că mergem spre bine. Ne pare bine că o să poate o intrașa în Uniunea Europeană. Este o mândrie pentru noi? Da, da, este, este. Moldovenii sunt siguri că evenimentul va fi la cel mai înalt nivel, iar cei 50 de președinți și șefi de state și guverne europene vor rămâne uimiți de ospitalitatea țării noastre. Я думаю, что это будет всё красиво, всё нормально. У нас молдавский народ принимает очень хорошо людей. Я думаю, что это хорошо для Молдавии, в Евросоюз попасть это прекрасно. Да, я горжусь, что в нашу страну приезжают такие люди. Это очень хорошо, очень здорово. Eu cred că și înspre bine, că toată lumea tinde înspre Europa. Și aș crede că nu e lucru rău, numai să fie bine și pace. Păreri foarte bune, fiindcă țara noastră să fie cunoscută în toată lumea, cred că, după așa eveniment. Multe se vor schimba. În primul rând, cred că avea acces liber să ne... Să ducem orice țară care dorim fără vize, fără pașapoarte europene, adică cu buletinile noastre. Foarte bună părere. Eu sunt pentru cei ca să mergem în Uniunea Europeană, să mergem cu lumea civilizată, cu lumea cultă, cu lumea, mai scurt, acolo e locul nostru. Bravo lui Maia Sandu. Eu mă mândresc că avem așa un președinte. Bravo ei. Precizăm că Republica Moldova este gazda summitului Comunității Politice Europene, care se va desfășura pe 1 iunie 2023, reunind în premieră 50 de președinți, prim-ministri și înalți oficiali europeni. Summitul va avea loc la Castelul Mimi din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, situat la aproximativ 35 de kilometri distanță de Chișinău. Comunitatea Politică Europeană este un for guvernamental paneuropean înființat anul trecut în urma invaziei Rusiei în Ucraina, servind drept platformă care întrunește liderii europeni cu scopul de a discuta și a identifica soluții pentru cele mai urgente probleme ale Europei, precum securitatea, stabilitatea și reziliența energetică.